Bună dimineața, dragii mei prieteni! Ne întâlnim din nou, este o întâlnire plăcută și este o întâlnire plăcută chiar dacă nu este o întâlnire uh, decât virtuală, dar este o întâlnire bună. Pentru că până la urmă, ce urmărim noi este să ascultăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar dacă cuvântul acesta este foarte scurt, câteva minute, el este foarte important, pentru că el poate să fie repetat de fiecare dintre noi la locurile de muncă, repetat sieși printr-un telefon celor din familie, dat mai departe altuia care poate să-l asculte. Promovați! Nu este vorba de persoane, nu este vorba de persoana mea. Sunt un vorbitor, nu poate atât de dibaci, poate nici tu, nu contează. Spune mai departe! Spune experiența ta cu Isus. Spune despre dragostea lui și despre faptul că tu iubești pe Isus. Și mai mult decât atât, spune ceea ce spun și eu. Faptul că îl iubesc pe Isus îmi aduce bucurie, îmi aduce pace în suflet. Și acest lucru mi se pare foarte, foarte important. Cuvântul de această dimineață, din cuvântul acesta sfânt și bun, luminos, care mi-aduce fericire, se găsește în Epistola Apostolului Pavel la capitolul 4 cu versetul 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Nu este așa că viața noastră este întotdeauna o luptă, stresul, adrenalina și poate că nu este chiar mânia ce a ajuns până la apogeu, dar supărare, întristare, resentimente se regăsesc în viața noastră destul de des și să recunoaștem, mai ne și mâniem, și Domnul spune că acest lucru nu ne face bine nici nouă, mai ales nouă, dar nu, ne, nu face bine nici celor din, din jur. Se spune despre John Hunter. Acesta a fost un chirurg britanic celebru din secolul al XVIII-lea. El suferea de o boală de angină. Era medic, știa ce înseamnă angina pentru că era mari, mari probleme. Dar el era și un om foarte nervos. Și el a recunoscut Angina cu nervii mei și mânia mea o să-mi aducă sfârșitul. Nu s-a tratat de mânie. Și a terminat-o rău, pentru că într-un act de mânie, datorită Anginei, el a decedat. Așa este. Mânia poate să ne aducă mare rău. De fapt, mânia nestăpânită sau mânia neadusă înaintea lui Dumnezeu este un pericol real pentru mine și pentru cei din jurul meu. Pentru că este un act de violență. Un act de răutate, un act în care diavolul pune stăpânire pe mintea și pe sufletul meu. Confucius spunea că omul mânios este întotdeauna plin de o travă. Iar Solomon, în Proverbe 23 cu 7, spune că ceea ce gândește omul aceeași este. Adică starea ta lăuntrică este, de fapt, personalitatea ta, nu doar ceea ce arăți. Când răbuvnești, Deja vulcanul dă peste, nu se mai poate opri și nici tu nu-l poți, nu poți opri. Se pune o întrebare. Cum putem trata mânia? Se poate trata? Pe Biblia spune că să mă mâni, dar să nu păcătuiesc. Să nu păcătuiesc înseamnă că eu trebuie să vin cu mânia mea, cu indignarea mea, cu frământările mele, cu stresul meu înaintea lui Dumnezeu. Spune-i lui despre ce este vorba. Ieri sau al alterii, sau azi dimineață, e posibil ca să fie avut o situație complicată. Pe parcursul zilei de astăzi e posibil să te confrunți cu ceva care să creeze o stare destul de dificilă în sufletul tău, în mintea ta. Stăpânește? Vorbește cu Isus, fi sincer, deschis, onest, Doamne, asta este situația. Niciodată nu te vei face de râs vorbind lui Dumnezeu deschis. El te va asculta. El îți va răspunde. Și sigur, niciodată El nu te va lăsa. Și gândește-te, te trebuie să rezolvi problema cât mai curând, pentru că Biblia spune să n-apună soarele peste mânia voastră. Și apoi mai spune Pavel să nu dați prilej diavolului. Nu uita, și eu și tu suntem vulnerabili. Dacă nu biruim prin Isus actele noastre de ieșire, nestăpânirea noastră, E posibil ca Satana să profite de acest lucru și să robească inima și mintea mea. Nu te lăsa stăpâni de el. Predă viața ta lui Isus. Vorbește-i lui. Discută cu el. Fi deschis și vei vedea rezultate minunate. El îți poate da putere să depășești orice. Fă experiență cu Isus. Lasă-l pe el să conducă viața ta. Astăzi, pe tot parcursul zilei. Domnul să te ajute. Pe tine și pe mine. Amin.